dragii mei, și bine ați revenit la un nou video pe canalul Dolce Far Verde. Astăzi vă voi prezenta cum să preparăm unt de cocos. Acesta este untul de cocos. Bine, deja am mâncat jumătate de borcan, dar îl trecem peste. Îl vom prepara din fulgi de cocos. Vă voi povesti în clipele ce urmează ce fel de fulgi de cocos să folosiți, pentru că nu toți fulgii se pretează la crearea acestui unt de cocos. Nu vreau să vorbesc prea mult la intro, așa că o să sărim direct la video. Înainte de a sări la video, nu uitați să dați click pe subscribe și pe clopoțelul de lângă pentru a primi notificări de la mine. Nu uitați că îmi doresc să vă inspir și să vă motivez către un stil alimentar echilibrat și sănătos. Să trecem la treabă! Ați dori vreodată să vă preparați propriul unt de cocos acasă, dar nu știați cum? Atunci această rețetă este pentru voi. Aveți nevoie de un robot de bucătărie cu putere minim de 800 de W, fulgi de cocos și aproximativ 3 minute. Un aspect foarte important, ce fel de fulgi de cocos să folosim? În imaginea din față avem două tipuri de fulgi de cocos. Cei din stânga sunt fulgi de cocos răzuiți, adică nuca de cocos a fost mărunțită, răzuită. Fulgii din dreapta sunt mult mai fini și mai uscați. Laptele și grăsimile au fost extrase din acești fulgi de cocos, care ulterior au fost și uscați. Recomandarea mea este să folosiți fulgii răzuiți, cei exemplificați din partea stângă. Cu cei din partea dreaptă nu va ieși nimic. Am testat și a fost un eșec total. Așadar, aceștia sunt fulgii folosiți de mine, cumpărați de la farmacia Tei. Voi adăuga fulgii în robotul de bucătărie și voi mixa timp de 2-3 minute până când totul se va transforma într-un unt cremos și delicios. Din când în când voi curăța pereții robotului cu ajutorul unei spatule pentru a asigura o mixare uniformă. După un minut veți observa că începe să semene unt de cocos. Prin mixare, fulgii își eliberează grăsimile și textura devine una mai cremoasă, untoasă, numai bună de întins pe un biscuite. Totuși, țineți cont că untul de cocos conține și fibre. Acesta nu va avea o textură fină ca untul tradițional. Ca de obicei, toate indicațiile și detaliile le veți găsi în linkul din descrierea acestui video. Eu îl transfer într-un borcanel de sticlă și îl păstrez la temperatura camerei. Gustul este ușor dulceag, îmi aduce aminte de laptele praf din copilărie. Acesta rezistă 2-3 luni, dar sincer nu cred că veți rezista tentației de a nu-l mânca, pentru că este absolut, absolut delicios și creează dependență. Mai țineți cont că ținut la frigider sau la o temperatură mai scăzută, acesta se va întări ca în această imagine. Ca și combinații, merge perfect întins pe un biscuite, felii de mango sau ce fructe preferați voi, sau în smoothie-uri, dulciuri rovegane, imaginația nu cunoaște limite. Dragii mei, sper că v-a plăcut rețeta zilei de astăzi. Dacă testați, preparați untul de cocos, aș aprecia un feedback sincer din partea voastră. Eu una sunt super, super entuziasmată de această rețetă. Dragii mei, nu uitați să dați like și subscribe pentru a fi la curent cu toate noutățile din bucătăria Dolce Far Verde. Nu uitați că doresc să vă inspir și să vă motivez către un stil alimentar simplu și echilibrat. Cu drag, Flo!